Salut, oameni buni, bine ați venit la un nou draft, ca în general lunea, cum îmi și propune de acum încolo. Începem săptămâna cu un draft foarte puternic și avem formație 4-2-2-2. Cei de la EA Sports cred că și-au propus ca săptămâna asta să ceapă bine pentru mine. Din păcate, Overmars este pus ca fundaș stânga, dar îl voi alege chiar și așa. Card de 92, e foarte util, șanse bune să pice încă un left back bun. Și vom începe cu cei doi atacanți. Hai să vedem aici ce se va întâmpla. Unul este Caputo, 90 pace, nu e foarte rău, dar n-are dribbling. E o mare problemă asta, are agility totuși și balance. Pare a fi un card destul de OP, dar e greu să cred că va rămâne atacant. Crespo, Prime Icon Moments. El e cel care începe atacul stelar, un jucător foarte ok. În general prefer și alți atacanți, dar Crespo își face treaba și avem Riquelme, Zizou și Ronaldinho. O alegere destul de complicată. Riquelme, prea mea că în momentul nu mi se pare atât de top, pentru că are viteza aceea destul de scăzută. Dinho este unul dintre favoriții mei, unul dintre fotbaliștii mei preferați, unul dintre titanii copilăriei mele în ceea ce privește fotbalul. Urmăream cu mare interes când era mai mic și vine Dinho în această echipă alături de Crespo. Poate pică și Zidane din nou. Am vrut ca multe aici, dar avem Richarlison, ce-am făcut? Un jucător care poate fi vârf în această echipă. Ar fi un atacant foarte bun. 5 stele, weak foot, mare atenție acolo. Este un card foarte bun și foarte ok cu mulți jucători din Premier League. CDM, ar fi varianta Fernandinho, link verde pentru Richarlison. Are full orice s-ar întâmpla. Și mai avem încă un jucător aici, va fi Saiz de la Wolves. Defensiva pare că ar trebui să fie de Premier League. Ricardo Pereira, card de 87 domestic, man of the match. Sunt nevoie să-l aleg pentru că am mers spre o echipă așa de Premier League cu Richarlison. Va fi nevoie de jucători de Premier League în defensivă. Virgil van Dijk se alătură. Card Team of the Year nominee, 91, excelent. Și poate un icon fundaș central lângă el. Mereu îmi doresc un icon. Însă avem Tomori, un jucător foarte ok. Un jucător rapid, agil și cu defending excelent. Gata, Tomori acolo și un portar. Mai trebuie un fundaș stânga loc de Overmars. Avem aici Jens Lehmann, Prime Icon Moments. Este un portar care a jucat și el în Premier League la Arsenal, 199 de meciuri, așa și pentru Germania, foarte multe partide la Schalke, Dortmund, clar un jucător legendar pentru fotbalul european. Un fundaș stânga. Oh, vine Trent. Stați așa. Trent Team of the Year. Neapărat. Mai era varianta Azpilicueta, na, e prea slab. E imposibil. Mai bine îl bag pe Trent fundaș stânga. Dar avem și fundaș stânga. Oh, și Valencia. Dar mai bine Sandro. Hai să vedem cu acest Trent aici. Poate cu Alexandru acolo. Și un jucător de la Chelsea precum Kanté sau poate vine Gini Wijnaldum, ca să ofere full chemistry echipei. Sandro are mai trebuie un vârf și 2 CDM, iar această echipă este excelentă. Un Shadow de pe Koulibaly plus care 89 rating, neapărat acolo pe bancă. Kevin De Bruyne, Salvio, ei, excelent. Este Salvio cu celebrarea lui la Tovlevic. L-a furat pe Lato. Uite-mă că încă este un jucător legendar la Tovlevic și în fotbalul din America de Sud. Salvio vine pe bancă acolo. Și ne mai trebuie încă un Kanté. Hai cu Kanté ăla. Neuer, excelent portar. Bernardo Silva și Kimmich. Îl vrea pe Bernardo doar așa. Aș fi putut la Neuer, dar stăm bine acolo în poartă cu Lehmann. Un Hunter de pe Rodriguez. Încă n-am vârf și CDM, dar spre final se pot întâmpla multe. Aaron Ramsey. Nu e ce trebuie, dar am nevoie de Shadow. Vine Ramsey în echipă. Ramsey în form. Ia să vedem un player pick aici, destul de colorat. Wijnaldum este la fix, un jucător care îmi trebuia. Gini și voi face schimb de locuri între Virgil și Tomori. Toată lumea are full chemistry, mai rămâne să schimb atacantul. Dacă nu vine altul, oricum trece Richarlison în vârf și pot să-l bag pe Salvio în partea dreaptă. Trei jucători rămași aici care mă pot ajuta. Atacant, haide! Oh, Sadio Mane Team of the Year, din nou la draft. Nu pot să-l pun în primul 11, dar va intra în echipă.
A jucat cu el Vurf, a fost fantastic ca atacant într-unul dintre ultimele drafturi pe care l-am făcut. În acel draft 193, cred că a fost, dacă țin minte cum trebuie. A fost incredibil, mereu când l-am avut pe Mane Team of the Year. Și mai avem Parejo cu Hunter, un mijlocaș defensiv. Hai ei! Avem bună note. Kimmich. Dar Kimmich n-are unde să joace. Îl vă lua pe bună note. Un al doilea portar. Oare unul mai bun ca Levare? E greu. E foarte greu. Neuer o să fie pe bancă acolo. Da, excelent. E o echipă foarte mișto. Avem Shapeshifter. Avem Prime Maker Moments. Iar antrenor Pericles, oare? Nu mă aștept niciunul. Pericles ăsta pare că ne poate duce spre un draft cu 4 victorii. E o echipă foarte bună. Avem draft 191. În ciuda faptului că avem Gini Wijnaldum și Fernandinho de gold. E un ritic foarte mare. Intră Mane alături de Pereira și pe bancă. Rămân bună note. Overmars și Salvio, jucători foarte buni. Cred că îl voi prefera pe Salvio ca super sub. În continuare, kitul Fiat. Nu prea mi-a purtat noroc. Cred că voi schimba kiturile zilele următoare. 90 rating, 73 chemistry. Ce-i cu chemistry-ul ăla? Kabak acolo defensiv n-are nicio treabă cu liber, Pereira de asemenea, Alisson de asemenea, Valencia, are o echipă cu superstaruri pe toate posturile, dar un jucător care nu se leagă între ei. Nu știu ce a făcut acolo. Și Suarez scapă, este 1-0, cum așa? Iuta 3, l-am cam subestimat, dar poate un draft al superstarurilor, face și el un fel de challenge. De gol cu Suarez într-un șut, nu știu, în care doar a păsat o dată pe șut așa ușor. Dă Suarez mingea pe lângă portarul meu, așa o pinge mai mult. Nu-i nimic. Mane Team of the Year. Trent urcă ceva mai sus pe teren acolo. CDM și calculele sunt deschise oricărui rezultat. Crespo la minge. Mane ne pasă pe viteza lui Sadio Mane. Mane Team of the Year. Excepțional, 1-1 încă din minutul 4 la faza chiar următoare. Dinio privește, preluare bună de tot. Hai să vedem Dinio dacă poate să supinde adversarul, este un dribling bun acolo, Elastico. Excelent, Dinio, 2-1, spectacol, spectaculariu, Ronaldinho. Senzațional, să mă opresc aici, nu mai. O dau pe portugheză. Un Faștodo, un Pareseteris ca la Shumi și cam atât este suficient. 2-1 cu magicul Ronaldinho, care am văzut că este la chisoare, juca fotbal cu băieții acolo la chisoare, dădea goluri. Omul în continuare se bucură de fotbal. Nu știu dacă era adevărat sau nu, n-am stat să verific. Poate știe cineva să spuneți în comentarii. Săracul Dinio a ajuns în momente grele. Crespo la același Ronaldinho. Ce șut cu stângul. 3-1. Sper să fie un drag spectacol. Mane. Se oprește acolo Mane. Incredibil dribbling-ul. Nu pot să cred că l-a făcut din prima. Eu l-am încercat. Am gândit cum ar fi. Și este acel fake shot cu L2 prin care își trece mingea de pe picior pe altul. Dar faza e că l-a făcut din prima. E mai rar. De obicei îl faci în alergare, te oprești și faci acest dribbling. Dar iată Mane că l-a făcut ca un fel de stop. Crespo. Hai să-l vedem. E bine de tot ce a făcut cu fundașul și a blocat singur portarul. 5-1. Nu vrea să iasă, însă scorul e mare de tot. O să mai dau gol în ritmul ăsta. Oh, ce preluare, Trent! Pep. Trent marchează și el, jucătorul ăla defensiv pe care l-avem, dar fiind Team of the Year, are și ceva statistici bune acolo pe card pentru finishing, ball control, contează, iată preluarea asta și voleul, Bob. Mane, 7-1, am ajuns și la cota 7 cu Mane. E gata, 7-1, n-a mai forțat în repriza a doua, el a jucat până la final, plăcerea lui, și vom continua cu meciul 2.
Vă anunț și pe această cale pe cei care așteptați seria Bătălia Carierelor pe care am făcut-o la FIFA 18 și FIFA 19, că această serie revine cu Sinner. Chiar zilele viitoare vor apărea două bătălii, una la mine și una la el. Iată meciul 2-191, Ribery Shapeshifter, Ronaldo Nazario, Ronaldinho, prea mea că în moment super echipă. Cu Varane, Headliner, 2 Team of the Year în apărare, Robertson și Trent. Îmi place mult echipa asta. Cred că voi avea ceva de furtă cu acești jucători. Dinio, în continuare Bernardo Silva, este pe teren. Și ce a fost asta? Să-mi zică și mie EA Sports ce înseamnă acea mișcare a lui Ronaldinho. Cum s-a întâmplat așa ceva? Jocul acesta deseori este prea gliciuit. Nu înțeleg cum e posibil, fiindcă... Din nou, au buget foarte mare ca să facă fiecare FIFA. Chiar dacă e doar un an, totuși jocul seamănă în diverse aspecte și nu mi se pare chiar așa imposibil să scoți astfel de buguri. Chestia aia este ireală, nu se poate întâmpla așa ceva. Ia uite și aici! Cum și-a dat din eu mingea așa față, dar este bine pentru mine! E Crespo din întoarcere, fix în fundaș, dar pe bune, ce-a fost și aia? Crespo a rămas la mine, gol, Hernan Crespo, 1-0. Trent, hai să-l vedem, pară, vai, ce șut din partea lui Alexander Arnold. Iar aici o pasă senzațională, vai, dar nu trebuia să mă torc. Nu trebuia să mă torc cu dragback. Oh, bine Crespo, Mane. Este 2-0, Sadio Mane, și cred că acest adversar va ieși mai repede decât cel de dinainte. 2-0, pune pauză. Da, a ieșit la 2-0. Foarte simplă victoria asta. 4-4-2 pentru al treilea oponent, Los Blancos. Raul Prime frumos cu Cristiano Ronaldo. Dinio Prime, Best Prime. Îmi place mai mult echipa asta decât altele, pur și simplu din cauza formației și anumitor jucători OP, cum ar fi Raul și Dinio. E o echipă foarte echilibrată. Oh, nu cred. Ce gol! Doamne, de ce e? De ce se iau astfel de goluri la FIFA 20? Ce a însemnat asta? Bine așa, Mane, nu ratează niciodată. Mane Team of the Year. Maica l-aș cumpăra pentru echipa mea. L-am momentan pe Mendy, fruntaș stânga, dar aș putea oare schimba sistemul. Întentează grav. Am tot făcut schimbări. Dar mi-ar plăcea foarte mult un astfel de Mane. Mane, ce frumos trece viteză! Este irezistibil! A dat o tonă de goluri, nu are cum să intervină, să ia mingea acolo cu vreun fundaș. Și cu stângul, și cu dreptul, le trimite minunat. E prea bun omul. Mane, bară, vai, încă un șut bun. Așa, de pe loc, cam de la marginea careului, tot a trimis imparabil. Oh, ce pasă! Pentru Raul, ești pe stângul. N-avea cum să rateze. Este o pasă perfectă din partea lui Ronaldo. 2-2. Oh, no, nu! Cred că o să o pasez de acolo, am știut, trebuia să cerce cu Ronaldinho. Așa am avut timp să duc portarul într-o poziție din asta în care să poată să apere cât de cât, mai ales că e Lehmann. Crespo? Oh, nu cred, ce bară! Este imposibil așa ceva! Cum s-a dus șutul ăsta? S-a văzut perfect! Trei lungiri! Nu o să mulțumim deloc! Am fi bara de două ori! Am avut mai multe ocazii, n-am șutat decât atunci când am fost sigur că sunt într-o poziție bună de gol. Aia e. Rici, am întors perfect. Finesul sosește cam târziu. Crespo, bine de tot cu dragback-ul, bară iarăși. Hai Mane, Doamne, nu pot să cred, e a treia. Deci așa ceva nu e posibil. Ce eroare! Mane! Excepțional! Gol, mă! Gol în sfârșit! Atâtea bare! Până la urmă este o gafă uriașă pe care o face.
Oh, ce pasă, Rich, cu Rabona, Mane, gata, mă, 4-2 și avem final. Mi-era că o să mă bată jocul, dar am tras tare, ca să evit o surpriză neplăcută în meciul 3. Oh, ce pas, și Mane ia prin planul, senzațional, a dat 3 goluri în, nu știu, 13 minute de FIFA în această repriză a doua de prelungiri. Și a ieșit 5-2 scor final. Ce meci a fost. Foarte enervant în anumite momente. M-am impus să avem meci final. Finala 4-3-3 holding pentru el. 191 iarăși. Ronaldinho, Ronaldo, Nazario, amândoi prime. Și Garincha prime, Icon Moments mișto cu Vieira, Virgil, Yashin iarăși în poartă. Silva, nu, era să fie erou, jucătorul care nu joacă mai deloc, Bernardo Silva, putea marca acolo cu dreptul, dar asta e problema, are 3 stele, weak foot, nici finishing-ul nu e fenomenal, bine, e și pe poziția de sâtâ, el fiind winger. Oh, super pasă, Crespo, Mane, ia față lui Wan-Bissaka, despre asta vorbim, iată-l pes, adio Mane, golazo, i-a făcut de râs pe toți. Mult superior tuturor oponenților, Sadio Mane. Nu-l poți ține efectiv. Oh, Ronaldo, ce gol, de nicăieri. Șutează bine la colțul scurt cu el. Crespo, haide Crespo, par. A câta din acest draft. Iată pe asta, Crespo. Este o fază grea pentru el și călcăm lui Dinio în bară! Dinio! Gol până la urmă! Mamă! Călcăm în bară Dinio, nu există așa. Aproape că am ratat. Mane, Rich. Iată-l. Charlison, perfect! 3-1. Hai cu 4-4. Oh, ce călcă. Și e și preluarea lui Mane. Hai că s-ar putea să iasă gol de aici. Mane cu prepatovul, am trecut de Virgilia Cobară ca să cheie draftul cum trebuie. Cu Cobară că cred eu că aceste bare au reprezentat în mare parte draftul. Au umbrit cumva performanța ururilor dintre carduri. Este 3-1 scorul final, 4 victorii. 20 de șuturi am avut. Am dat 3 goluri. El a avut un șut pe poartă, un gol. Va fi... Unde dar de 4? Din 4 cu premiul de Jumbo, Rare Player Spec, pachet de 100 de K, nu se poate așa ceva. E jumătate din premiul de la Wikileaks, deja mi se pare formidabil. Hai să vedem un workout și mai șterge din supărarea aia, că am dat foarte multe bare. Primul pack, mai de încălzire. Nu e board, vorbim de playa. Câțiva care și-au cu Excel. E important pachetul ăla. Valorează 100 de K. 24 de jucători rar de gold. E momentul pentru ceva. Vreau profit. Un profit sănătos. La final de draft. Și nu e workout. Porți. Ce jucător e ăsta? E uniform. Din Liga Australiei. Rizler. Minunat. Da, n-am prins ce, dar măcar am făcut profit. Să le dau cu Excel tuturor. Nici nu mai contează, 24 de K. Ies pe plus cu vreo 10K, deși am avut pachetul ăla minunat. Aici se cheie un nou videoclip cu draft, primul al acestei săptămâni. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să lăsați un like acolo. Cam atât, oameni buni. Pa, pa!